Cândva la începutul anilor 1970 a avut loc la Timișoara primul festival național al cineclubărilor școlare. Directorul era Mircea Veroiu și întâmplător sau nu s-au adunat acolo mulți care aveau să fie niște nume cunoscute, cred eu, în cinematografia zecilor de ani următori. Printre ei eram și eu de la Liceul Nicolae Bălcescu și Mircea Roșca de la Liceul de Cinematografie și Poligrafie. Încă din prima clipă m-am împrietenit cu el, era un tip extraordinar, nu mult diferit de ceea ce este el acum. Și deci de 40 și ceva de ani ne cunoaștem, ne intersectăm, ne-am mai întâlnit, dar foarte rar. De un timp el s-a retras la Țăndărei și lucrează, de zor. Lucrează ca un ascet, ca un om apucat de toate strechele culturale, lucrează la niște proiecte senzaționale. Îmi place foarte mult ce face. Și m-am dus eu la Țăndărei să îl țin de vorbă puțin și să-l întreb ce face și cum vede lucrurile și ce se mai întâmplă. E o plăcere pentru mine să vă arăt gândurile acestui om. Zim de Timișoara. Cum ne-am văzut noi la Timișoara? Ce ții tu minte din Timișoara? Măi, amintirile mele, în general, amintirile au un mecanism de funcționare foarte, foarte ciudat. Măi, eu țin minte că a fost o efervescență colosală, măi. Și noi ne-am dus acolo. Voi ați venit cu vorba aia, cu aparatura, cu tot, dar n-aveți film. Noi n-am venit nici măcar cu aparatura, că noi n-aveam chiar nimica. Noi eram, singurul nostru merit era că eram de la Liceul de Cinematografie. Și cine erai tu, Titi? Eu, Hibulescu și cu Calistru. Și Calistru. De Calistru mai știi ceva? Nu, m-a dispărut imediat după Revoluție. Și zi de Timișoara. Ce ții minte de Timișoara? Păi ții minte că n-am văzut așa și n-am cunoscut și n-am plăcut. Cred că mai mergeam și la o bere, nu? Acolo prin oraș. Ai lucrat la scenariu, că eu nu mai țin minte. Măi, am senzația că acel scenariu a fost compus așa, la botul calului. L-a făcut la o discuție. Tu ai fost cel care l-ai pus pe... l-ai pritocit, nu? Eu sau Bebe Costinaș. Ah, pe la alții minte, și ca ziarist? Da. La ca ziarist a fost Mierlin. Cred că de la el vine scenariul, ideea scenariului. Da? De la el, da. Cred că de la el. Bine, oricum el era organizatorul Festivalul Cinecluburilor, da, nu? Primul festival național. El altfel era un cineclub, a fost un cineclubist extraordinar. Avea niște filme pentru care noi ne-au marcat. Dacă ți minte. Știu, păi, cred că am și văzut multe dintre ele. Da, exact. Și acum sunt pe YouTube destule. Eu am fost, știi ce se întâmplă? Eu și cu, că tot am vorbit de Croitorul, cum? Alecu Croitorul, da. El era și șeful cineclubulilor. Așa. Eu am fost, pe urmă, după ce lucram la... Cred că am mai făcut ceva cineclubism și când eram ziarist la Ager Press. În fine, am mai făcut acolo, am scris niște scenarii de... A fost cât pe ce să fac un scenariu de film, un film cu unul care se ocupa de cinecluburi, care era regizor la Sahia. Da, uite, dar scenariul, să știi că n-a contat atât de mult, mă. A contat echipa, mă. Aia a fost o creație colectivă până la urmă. Da, așa este. A care am fost și actor și, în fine... Am mai contribuit și eu țin minte că la un moment dat am făcut montajul unui film, era ceva, un film de călătorie, de excursie, și l-am montat într-o noapte la dreacului, l-am lipit cu scoci, cu ce dracul l-am lipit. Da, cu scoci se lipea, sigur. Și a luat și ăla un premiu. Da. Și i-ai pus o muzică care se potrivea cu ritmul montajului. Bine, eu mă pricepeam la montaj pentru că eu am făcut practică. Așa. Am făcut practică în anul 2, cred că, de la Bufte, am făcut practică la montaj atunci când s-a făcut filmul Explozia. Da. Și la Explozia
regizor secund, tocmai terminase institutul, a fost Dane Luc. Ce tare! Mișto, nu? Da. El a făcut Forșpanul filmului. Ce tare! Păi, Forșpanul să-l faci, e meserie. Și atunci m-am împrietenit, cu compozitorul Teodor Grigoriu, care, nu știu, cred că a murit între timp. Da, da, da. Care m-am prietenit și cu Silviu Camil, care era prietenul lui, inginer de sunet, foarte bun. Un tip extraordinar, extraordinar. Cu ăla m-am mai întâlnit de câteva ori. Băi, ce discuții am avut eu. N-o să uit toată viața mea discuțiile despre film, despre muzica de film. Hai de capul meu. Ăla tocmai tradusese. M-a amuzat că i-am vorbit că acum trebuie să apară o carte despre muzica în film, care era scrisă de regizorul Henri Colpi, pentru care el făcuse muzica la ecranizarea lui Henri Colpi după Steaua fără nume, știi, făcuse. Se uita la mine foarte amuzat, tocmai tradusese cartea aia, știi? Eu am pornit de la ambiția de a face un scenariu de film după Flautul fermecat, care de fapt este un film despre răscoala lui Horea. Asta e o idee care mi-a venit... Da, de ce? Cum? De ce? Pentru că personajul Papageno de acolo este evident, cum să spun eu ție, inspirat de Horea. Cum așa? Nu știu dacă... Serios? Ai văzut tu opera asta? Vreodată? Ai văzut vreodată spectacolul? Da. Da? Da. Păi, există multe montări extraordinare. Există inclusiv un film al lui Bergman, care simplifică povestea. Măi, păi, știi de la ce a pornit totul? Nu. Ideea asta, pentru care am găsit zeci de argumente științifice, dragul meu, în cărți. Dar cine e Horea, frate? Adică eu știu Horea, de un iobac. Horea, Cloșca și Crișan, ai auzit? Un iobac care a fost la Viena. Cum poți să zici că un iobac care a fost la Viena e Papageno? Dar știi cum începe aria, prima aria a lui Papageno când intră în scenă? Hop, sa, sa! Hop, sa, sa! Nu există hop, sa, sa decât în limba română. Asta este o urătură la Horea. Da. În documentarea mea am căutat în toate dicționarele limbii germane, inclusiv alea austriecilor. Da, te-ai uitat în text, dacă e așa? Păi cum să nu? Am textul original pe care l-am și tradus. Și ceilalți cum au tradus asta? Așa, în general, alții. Păi... Asta este bizareria, mă. Și că am cum să spun eu ție, am consultat câteva zeci de cărți, de lucrări, de studii despre toate personajele există ipoteze minunate, dar despre ăsta, despre ceva care se comenteze hopsa sau ăsta, dar de ce hopsa sa? Că n-are nicio treabă cu limba germană, cu cultura germană, cu... Păi și? Nu! Răspunsul sunt tot felul de explicații foarte bizare. Dar nu pot să spună că Hopsa sa e limba germană. Pentru ei, Papageno este un personaj de comic popular, inspirat de comedia de l'arte și de nu mai știu ce bâzdăgănii. Păi și Horea era un peisaj așa? Păi, domnule, Horea a fost o întreagă, cum să spun eu ție, după, în timp, chiar din timpul răscoalei, pe vremea aia la Viena, exista o presă colosală, de fapt în tot imperiul și mai ales în ungurime. Păi presa maghiară, de limba maghiară, s-a spus că Horea este omul lui Iosif al II-lea, trimis acolo ca să-i belească pe unguri. Și cam a fost așa, să știi. Pentru că Iosif al II-lea s-a comportat într-un mod foarte bizar cu ăștia. Și n-a vrut să-i lase pe unguri să-și facă dreptate, să se lupte cu... să se înarmeze, i-a pedepsit. În fine, nu i-a avea de rog la lingurică pe unguri. Pe grofii maghiari, știi? Păi care... și l-avea pe Horea? Măi, nu se știe prea bine, pentru că între timp au dispărut niște documenturi.
Dar e celebru faptul că Horea, deci pomenești, au apărut zeci de broșuri, dragul meu, în toată presa, în toată presa Europei. Un fișier extraordinar cu tot ce s-a scris în Europa. A fost plină, măi, s-au scris broșuri, cărți, studii de tot felul. Deci e clar că a fost o treabă foarte bizară acolo. Păi și cum să explici totuși? Bizar, păi nu se explică nici cum. Și în afară de Hopsa sa mai există altceva? Fai de mine. Ce? Păi chiar, cum să spun eu ție, chiar povestea, numele lui de Papageno, Papageno este ce? Este un păsărar, un tip care prinde păsări și le vinde reginei nopții, personajul ca atare, asta este. Cel care prinde păsări și mai fuge și după o fată, după femeia vieții lui. Bun. Păi și dar în istoria Austriei, primul, cum să spun eu, întemeitorul Germaniei și al Austriei în primul rând, este așa numitul Heinrich Păsăraru. E un lucru foarte ciudat. Într-o lume în care heraldica, simbolurile, alegoriile erau modul de a înțelege lumea, realitățile, totul trecea, totul era alegorizat, faptul că așa a venit el. Ăla există, personajul ca atare, interpretat de Schikaneder, care a fost scenaristul, să spune, cel care a scris libretul, da. Și cu asta este o întreagă discuție. Se ajunge la Illuminati, se ajunge la masoni, toate sunt amestecate acolo. Păi și Horia de unde este? Horia? Da. Păi, da, Horia a fost acuzat că a făcut parte din aceeași loje cu Iosif al II-lea. Păi și era păsărar? E foarte complicat, ca să spun eu ție. Dar acel păsărar, știi de ce e mai mult decât o bănuială? Acel păsăraru, Heinrich Păsăraru, este cel care a bătut pe unguri, i-a terminat, în momentul în care vreau să cucerească, să mai cucerească o bucată din Europa, de acolo, din Panonia, unde se stabiliseră. A fost o celebră bătălie, am uitat undeva la granița între Germania și Franța, în care i-a bătut pe unguri, i-a decimat practic, n-au mai rămas prea mulți dintre ei, și cu aia s-a terminat, s-au făcut băieți cu minți ungurii. Ori Horia, exact asta a făcut școala lui Horia, a fost în primul rând anti-ungurească, dar nu împotriva ungurilor ca atare, împotriva grofilor, pentru că era o societate foarte divizată și foarte ierarhizată. Că altfel, printre răsculați au fost și unguri și secui, înțelegi tu? Și Papageno. De unde Papageno Horia? Papageno, Doamne! S-au scris cărți întregi numai despre de ce Papageno, ce e Papageno. Că e și o arie de final în care se întâlnește Papageno cu Papagena. Și când pa, pa, pa. Ei, și aici este un punct, un argument. De ce? Unii spun că pa, 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 este o aluzie la Papa. Iosif al II-lea nu se înțelegea nici cu Papa. A fost un imens scandal că practic le-a luat atribuțiile papei în Imperiul. L-a desacralizat, înțelegi tu? Și a dat, este Iosif al II-lea este cel care le-a dat drepturi religioase ortodoxilor din Ardeal. Interesant. Bă, dar era iubit, idolatrizat de români. El și cu maica sa Maria Tereza au fost cei care au creat regimentele grănicerești. Alea din Bistrița, Năsăud, și nu sunt numai alea. Și unii au spus chiar că Iosif al II-lea ar fi făcut cu un român falnic din regimentul de gard al Mariei Tereza, care Maria Tereza a făcut vreo 16 copii, 20. Deci practic era numită soacra Europei. Și cea care a fost decapitată, regina Franței, cum se numea? Maria Antoaneta. Maria Antoaneta era fata ei. Incredibil. În fine.
Și scrie o carte despre toată chestia asta? Măi, scrie o carte, de ce? Că până să ajungă, e o parte întreagă în care enumăr argumentele pentru marea mea descoperire. Descoperire pe care o justific cu citate din cărți. Cu... S-a întâmplat ceva interesant. Și partea asta cu Horia și cu Iosif al Doilea, faptul că nu s-a studiat episodul ăsta, păi da, Nicolae Iorga, de exemplu, n-a vrut să accepte niciodată ideea că Horia a ajuns, bă, s-a descoperit și un document pe care l-a citit Horia în limba română, transcris în transcriere, nu e chirilică, atunci era chirilică, în transcriere nemțească a unui discurs pe care l-a ținut în loja lui Iosif al Doilea. S-a descoperit, l-am. Bine, una a încercat să dragă busuiocul. Nicolae Iorga nu putea să accepte el. Cât era el de deștept și de cult și așa mai departe, nu putea să accepte el că l-a primit Iosif al Doilea pe prăpăditul ăsta. Eu am început să adun argumentele astea abia prin toamna anului trecut. Înțelegi tu? Când m-a hotărât, gata, e timpul să fac scenariul ăla. Deci scenariul îl cam am în cap. E adunat într-o formă, dar scenariul ăla este filmul, scenariul pentru filmul ăla este extraordinar de complicat. De ce? Odată pentru că eu vreau să se cânte toată opera, care durează vreo 2 ore și jumătate, are numai 2 acte și nu știu câte 30 de tablouri fiecare dintre ele și se petrec o mulțime de lucruri neobișnuite, care nu prea par să aibă legătură cu opera, dar au și știi de ce au? Nu în sensul că treci ariile din operă, le treci unor personaje din Răscoala lui Horia. Nu așa. De ce? Pentru că sunt un șir întreg de alegorii. Deci eu va trebui să fac un fel de videoclipuri pentru fiecare dintre scenele alea și am găsit echivalentul meu. Am cartea, e o carte extraordinară, am găsit-o tot pe internet, a lui Horia Prodan, despre Răscoala lui Horia, care sunt documente, sunt ce vrei acolo, refăcută toată povestea, fir cu fir, inclusiv reacțiile împăratului de la el, de la Viena, cu corespondența, s-a reușit să se reconstituie tot. Am dat inclusiv de acolo în cartea aia, se găsesc inclusiv, cum să spun, citate din presa întregii Europe despre... Incredibil. Inclusiv aia de limbă maghiară, de limbă franceză, italiană. Păi a urlat toată Europa, mă, despre treaba asta. Era cunoscută, știi ce descrie, și fanteziste, și... Dar din când în când răzbate câte o treabă care te îngrijorează. Păi, știi ce s-a întâmplat după Răscoala, după ce s-a liniștit Răscoala, da? Cum s-a liniștit Răscoala? După prinderea lui Horia, bine, au fost prinși toți, dar unul s-a sinucis. Și s-a sinucis Crișan cu nojițele de la Opinci. Dacă e toate personajele alea, măi, a fost o întreagă a fost o adevărată revoluție și pregătită, pusă la cale din umbră. Știi că au avut și un fel de trimisie a lui Iosif al Doilea, care a dispărut și ăla în mod misterios, dar care s-a dovedit pe urmă, eu am descoperit, că de fapt ăla era un nobil de la curtea care fusese înnobilat, familia ăla fusese înnobilată de Iosif al Doilea. Deci, ungurii aveau dreptate, băi, că tu puțea. Ăsta vrea să-i belească pe ungurii Iosif al Doilea și avea și un interes pragmatic. De ce? Pentru că și Răscoala a pornit de la asta. De ce? Avea nevoie de ostași, în afară de regimentele alea erau la graniță, la granița cu... Țările Muntene, cu Muntenia și cu Moldova. Bun. Dar avea nevoie de armată pentru că el a dus o mulțime de războaie. Avea nevoie de români ăștia pe care îi aprecia foarte tare pentru că erau bărbați, falnici. Și regimentul de gardă al lui Maria Tereza, știi că erau niște bărbați de 2 metri, băi, frate, băi, știi cum erau? Fenomenal. Bă, dar să-ți mai spun încă un lucru extraordinar. Deci Horia, lucrând și la minele de aur, Horia nu era numele lui.
Iar numele lui era Nicola Ursu. Horea era poreclă. De ce Horea? Horea vine de la Hori. Cânta. Tot ca Papageno. Avea un fluier cu două, cu două țevușe. Deci știa să cânte și cu vocea și cu, și cu fluiera. Fluierul cu două, cu două țevuști. Și Papageno la ce cântă? Mai ții minte? La flaut. Da. Flut de pan este cam invenție de pe aici, de pe plaiurile noastre, să știi, din zona asta. Austriecii n-au așa ceva. Da. Nu. E adevărat că Austria era un imperiu în care, din care făceau parte și belgienii, de exemplu, a fost până în 1790, atunci a fost și la Revoluția care i-a transformat într-un stat independent. Dar până atunci a fost parte din Imperiul Austriac. Și practic și familia lui Iosif al II-lea provine de prin părțile alea, de prin Lorena, Alsacia Lorena, de acolo provin ăștia. Da. Deci ai o pasiune distrugătoare, extraordinară. Băi, asta este chiar distrugătoare, pentru că nu mi-aș fi închipuit niciodată că e nevoie de chestia asta, dar mi-a părut rău, mă, de ce am descoperit. Dincolo de interesul meu imediat, că îmi dovedesc un lucru care mă bântuie de când mi-a apărut ideea asta. Mă, frate, mă, de prin 2004. De atunci tot vreau să scriu.